Salut, sunt Claudiu Brânceanu, bine ați venit la Antreprenori de România, un proiect media, un proiect educațional în care vorbim despre antreprenoriat pentru antreprenori, dar și pentru viitorii întreprinzători. Lucrez în fiecare zi cu antreprenorii și e important să le oferim inspirație, dar și cunoștințe și asta ne propunem și în această emisiune. Invitații mei sunt Alex Geamănu și Laurențiu Bănescu, fondatorii Zăganu. Mulțumesc că ați acceptat să avem acest dialog. Ați creat un brand românesc, ați creat o firmă antreprenorială care produce în România. Sunteți antreprenori de România. 5 ani în antreprenoriat, după ce ați lucrat în mari corporații. Sunteți exact genul de antreprenori care îmi plac mie și în care cred tot mai mult, și anume antreprenorii, managerii cu experiență care au ales să devină antreprenori. Cum a fost începutul? Cum ați început? În ce context? Ce v-a motivat? Laurențiu. Am început cumva de la o idee simplă. Hai să facem un business împreună, pentru că amândoi ne încheiaserăm carierele în companii multinaționale. Și ideea asta a prins contur tot mai mult și ne-a motivat să creăm ceva românesc autentic, să creăm un brand românesc de la zero. Asta a fost. Practic, prima oară am avut o discuție la o bere și pe urmă proiectul a evoluat, am început să investigăm toate lucrurile ce trebuie făcute și ne plăcea tot mai mult. Alex, ați început să discutați la o bere despre acest proiect, aveați și alte idei pe care le-ați testat, alte proiecte antreprenoriale în care ați fi intrat? De unde ai știut că am fost la o bere? Da, bineînțeles, la o bere am fost. Am mai avut vreo două idei, dar care cred că fuseseră, dacă pot spune așa, niște proiecte ale fiecăruia și pe care le-am unit, dar care păreau că nu o să aibă așa de mare anvergură, așa cum am crezut și se pare că așa s-a și întâmplat cu berea Zăganu. În ce domeniu erau acele proiecte? Unul era din industria laptelui. Se părea mie destul de interesant să fac, că după aceea am prezentat ideea lui Laurențiu, de a face o mică fabrică de lapte, care să facă livrare la ușa gospodărilor din jurul Bucureștiului. A doua idee, tot din zona bunurilor de larg consum? Cam așa ceva, da. Și ați rămas la un alt bun de larg consum, și anume berea, o industrie pe care o cunoșteați. De ce piața berii? Păi, în primul rând, ne plăceau berile și exista, cel puțin în mine, o mică frustrare că nu există pe piață beri locale, autentice, produse după rețetă locală, nepasteurizate și care să aibă caracter, să se diferențieze efectiv prin gust și prin ingrediente de restul berilor industriale care erau pe piață. Și asta a fost ideea de la care am pornit și acum, 5 ani mai târziu, ne bucurăm să vedem că a tot luat amploarea fenomenul și sunt undeva aproape de 30 de microberării. Cumva noi am fost primii care am dus munca asta, de cel puțin în București, de pionierat, de promovarea berii artizanale, ce înseamnă, cum se diferențiază, ce face diferența practic între ea și berea industrială pe care o găseai peste tot, cu care românii au fost obișnuiți. Am observat în interacțiunile mele cu antreprenorii că e importantă motivația, atât să te lansezi, dar mai ales să crești un business. Ce v-a motivat pe voi? Atât intrinsec, dar și extrinsec. Ce planuri aveați la început? V-ați ținut de acele obiective inițiale? Dar totuși, motivația voastră unde era? Motivația mea principală a fost aceea de a face ceva independent de tastatura calculatorului. Chiar dacă în continuare amândoi mai stăm destul de mult în fața calculatorului, procesul ăsta de producție al berii presupune niște ingrediente, presupune niște rețete, presupune chiar niște reacții chimice, chiar dacă sună puțin poate industrial, dar sunt niște reacții chimice naturale care au ca rezultat final producția de bere. Ați început cu 4 angajați, corect? Finanțarea de unde a venit? Sunt foarte curios. E un element care preocupă pe orice antreprenor, dar mai ales pe cei care vor să devină antreprenori. Am început practic cu toate resursele pe care le-am avut la dispoziție și eu și Alexandru. Le-am pus pe masă și am zis, ok, hai să vedem ce putem face cu ele. Așa cum occidentalii spun, cei trei, fânul, friends, fools and families. Cam asta. Noi fiind fulși, nu, de fapt? Da. Familie, prieteni și alți
proști, ați apelat la economiile voastre. Exact, cât ați investit? Noastre. Păi, prima fază, am investit 200.000 de euro cu totul. Mare parte din, adică o parte destul de mare din surse proprii. După care am apelat la bănci pentru că a venit un moment în care trebuia să mergem la pasul următor și acolo chiar aveam nevoie de finanțare. Pentru că ce am făcut noi, am luat o fabrică care exista, care nu mai funcționa și a trebuit să o readucem la stadiul de funcționare și la anumite, să zicem, adaptări sau upgrade-uri tehnologice. Și aici am avut nevoie continuu de bani și în continuare avem ca să ne finanțăm creșterea treptată a capacității de producție. În viața oricărei companii, dar mai ales în procesul de creștere a unui business, sunt importante anumite momente critice și aș vrea să le studiem în câteva minute, să le înțelegem mai bine, pentru început să le definim. Trei momente importante în evoluția companiei. Primul moment important a fost cel în care am realizat că nu putem duce la bun sfârșit proiectul doar cu banii noștri și nici măcar cu cei ai familiei și a celorlalți. Și atunci am început să dăm din coate să căutăm surse de finanțare și într-un final ne-am oprit la o bancă care a trecut peste procedurile interne de a avea bilanțul încheiat cu profit și tot felul de lucruri care sunt destul de restrictive și azi. Și ne-a acordat finanțare. Ăsta a fost un prim moment. Al doilea moment a fost când am început să ne extindem în alte orașe. Adică lucrurile deja au luat amploare, a început lumea să ne caute din alte orașe, a auzit de brandul nostru, a auzit ce facem, le-a plăcut ideea de bere artizanală, locală, produsă după rețete proprie și am început să ne extindem întâi la Iași, pe urmă la Cluj, pe urmă în alte orașe din țară. Și asta a necesitat un pic de planificare și organizare mult mai bună a nostru. Și al treilea moment a fost când am deschis locul ăsta, care este barul care ne reprezintă pe noi și e un loc în care toată lumea poate bea și berile noastre, dar și beri invitate de la alți microberari care sunt în aceeași industrie și încercăm cumva să creăm o comunitate a microberarilor. Și ăsta este unul dintre locurile, mai sunt și altele în București, care susțin mișcarea berii artizanale. Putem spune că ați trecut de la startup la scale-up în această perioadă, urmărind și aceste trei momente cheie, turning points, care v-au ajutat să creșteți. Mă uit mai ales la dezvoltarea și în alte orașe, evident și la această locație din centrul Bucureștiului. Da. Ce înseamnă pentru un antreprenor să scaleze și pe ce butoane ai apăsat tu ca antreprenor când ai scalat alături de Alex acest business? Sunteți un scale-up pentru cât ați crescut cu cel puțin 20% ca cifră de afaceri. În același timp ați reușit să creșteți și numărul de angajați. Astăzi aveți cel puțin 20 de angajați. Da, cu tot pronunțit. Ați avut o strategie de creștere și cum ați executat-o? Am avut o strategie de creștere. Am început ușor. Planurile noastre au fost să ajungem să vindem capacitatea noastră de producție. Creșterile au fost într-adevăr accelerate, mai ales în primii ani, pentru că porneam de la o bază foarte mică de vânzări, practic inexistentă. Noi mai și glumim că primele 3 luni de activitate în care am vândut, cred că echivalează cu vânzările de pe o zi. Da, ceva de genul ăsta. Adică am început foarte, foarte încet. Lucrurile, în schimb, au început să se accelereze și a trebuit să ne adaptăm strategia din mers. Să mai investim în anumite utilaje, să retehnologizăm, să mai luăm oameni localnici din Măneciu în echipa noastră, să căutăm oameni care se distribuie în București, parteneri de distribuție în alte orașe. Și toate lucrurile astea erau parte din strategia inițială, însă cumva lucrurile au evoluat mai accelerat și a trebuit să ne adaptăm mai degrabă la ele și să le facem pe unele dintre ele din mers, fără să ne dăm seama. Într-adevăr, strategia noastră este să creștem ușor capacitatea de producție, dar fără să pierdem din vedere ce e cu adevărat important, respectiv calitatea berii, ingredientele și procesul de fabricație pe care îl respectăm 100%, îl facem în același loc, berea cu aceiași oameni și exact lucrurile de bază și principiile cu care am pornit. Pentru a scala, dacă am avea un dashboard la care să ne uităm ca antreprenori, avem strategia, execuția, despre care a vorbit mai devreme Laurențiu, banii, finanțarea, dar și oamenii. Cum e cu oamenii? Cum ați crescut la 20 de oameni? Cât de greu îi găsiți? Vorbind despre o criză a forței de muncă, în opinia ta, Alex? Suntem o fabrică
sau o întreprindere mult prea mică pentru a fi afectați de un necesar foarte mare de oameni. Oamenii, așa cum spunea și Laurențiu, sunt oamenii locului, adică avem oameni care sunt la trei case de fabrică, cel mai depărtat angajat este din Vălenii de Munte. Sunt niște oameni care se cunosc, care într-un fel s-au tras unii pe alții și care cred că într-o foarte mare măsură înțeleg importanța lucrurilor pe care le fac ei acolo și cred în această marcă, chiar dacă poate n-au fost învățați de tineri, așa cum am fost noi învățați în companiile în care am fost angajați să știm ce aia o misiune, viziune și valori, eu cred că încep și ei să înțeleagă, dacă n-au făcut-o chiar mai de mult și sunt alături de noi. Mai ales în momentele dificile, atunci când e nevoie să pună osul la muncă și să nu zic că programul s-a terminat la ora 3:30, eu mă duc acasă. Atunci când un manager, când un angajat de la o companie mare, românească sau străină, face pasul spre antreprenoriat, are o problemă de mindset. E clar că iese dintr-o zonă de confort. Cum a fost la voi? Ce v-a lipsit cel mai mult atunci când ați trecut pe cont propriu dinspre statutul de angajat? Mie mi-a lipsit foarte mult acea conștiință comună, ca să zic, pe care o are un birou. Pentru că în momentul în care lucrezi, repet, eram la calculator foarte mult timp și cineva descoperea o chestie într-un program, în Excel sau în Word sau în PowerPoint, era, băi, știi ce poți să faci? Dau un exemplu stupid, Ctrl-C, Ctrl-V, extraordinar, mamă, ce invenție, știi? Și îmi lipsește foarte mult genul ăsta de interacțiune pentru că tu singur om sau doi oameni pot înmagazina sau descoperi mult mai puține lucruri decât, nu știu, 15-20 de oameni. În agenția de publicitate unde am lucrat ultima oară erau 30 de oameni la client service. Și îmi lipsește foarte mult interacțiunea asta. Dar, în fine, m-am obișnuit pentru că am descoperit alți oameni care poate nu sunt client service, dar niște oameni foarte de treabă și cu care poți foarte bine să ai discuții din toate domeniile. Laurențiu, la tine care a fost costul de oportunitate? La ce ai renunțat? Ce anume ți-a lipsit? Am renunțat la tot ce știam până atunci, respectiv confortul unui loc de muncă de luni până vineri și a salariului care îmi venea pe card de două ori pe lună fără să-mi pun problema dacă intră sau nu intră. Indiferent ce ai fi făcut. Indiferent ce aș fi făcut, da. Deși n-am fost un exponent al proverbului românesc cu timpul trece, leafa merge. Ideea este că asta cred că e o principală de aici și temerea pentru foarte mulți oameni de a face saltul ăsta, de a renunța la un moment dat, cu riscurile astea de a nu mai primi bani lunar o perioadă lungă de timp. Indefinită, că nedefinită, că nu știi sigur cât timp o să poți să... Eu cred că de-abia după vreo 2 ani m-am obișnuit cu ideea că business-ul ăsta va produce la un moment dat lucruri și într-adevăr munceam foarte... Dar tot timpul a existat tentația de a mă întoarce la un job, să las greul pe Alexandru și eu să mai aduc niște bani, să mai investim. De greu. Era foarte amuzant că din când în când, deși trecuse cred că un an, mama lui Laurențiu, când mai vorbea cu el, îl întreba, și ai mai fost la interviuri? nu reușea să înțeleagă că nu, sau cel puțin momentan... Deci 2 ani ți-a luat ca să te simți confortabil cu decizia luată. Da, cred că după 2 ani, nu, a fost o creștere în intensitatea dorinței de a rămâne antreprenor, dar tot timpul am fost tentat de mici telefoane pe care le mai primeam pentru un job, pentru că vedeam în jurul meu oameni care seara erau foarte relaxați, n-aveau nicio treabă, nu lucrau de acasă neapărat seara, primeau salariu, mergeau în vacanțe, tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar cred că am trecut de faza aia și mindset-ul era, adică eram 98% convins că asta vreau să fac. Și dar mici tentații există, mici imbolduri care îți vin de la prieteni, de la mediul înconjurător și care încearcă să te tragă cumva în tribul ăsta din care ai plecat. Și să te aducă înapoi. Super! La Antreprenori de România avem rubrica deja cunoscută 7 întrebări pentru antreprenori de România. Alex, care este cartea de business preferată? Aici am mai prins, nu aș vrea să dau nume, oamenii au recomandări, sunt o groază de bloguri, e
părerea mea personală și eu s-o țin pentru mine, sper să nu te super pe mine foarte tare, că am început așa de... Poate vom scrie împreună o carte despre noi antreprenori ai României, pentru că ați fost, sunteți deja parte din Muzeul Antreprenoriatului Românesc, ați ajuns deja exponate de muzeu. Colegii și prietenii fac puțin glume pe seama mea că am devenit exponat de muzeu, dar lăsând gluma la o parte, cred că e o onoare și ne-a bucurat foarte mult. Se poate spune că am făcut ceva bine dacă am reușit să ajungem într-un cadru așa de select, pentru că sunt acolo persoane pe care eu le admir foarte, foarte mult. Muzeul are o secțiune de antreprenori din perioada interbelică, pentru că după al doilea război mondial nu cred că se mai poate vorbi foarte mult de antreprenoriat în adevăratul sens al cuvântului în România. Și după aceea prezintă și o secțiune de antreprenori de succes care au afaceri de, nu știu, milioane de euro după anii 90. Și voi sunteți la categoria antreprenorii români emergenți? Da, care suntem pe... se pare că avem vânt bun din pupa, cum se spune. Adică pare că o să creștem, am tot crescut, sper în continuare să menținem această direcție. O să mai vorbim despre creștere la Antreprenori de România. Cea mai mare inovație a omenirii de până acum? Curentul electric. Curentul electric. Da. Cu ce om de business ți-ar plăcea să iei prânzul astăzi, aici, pe Calea Victoriei, în berăria voastră cu bere artizanală din București? Am avut plăcerea doar să-l văd și să-l cunosc, dar foarte puțin, pe Cristian de la IPEC, cred, este o firmă din Alba Iulia care face farfurii și care are cam 1% din producția de farfurii din lume, producând vreo 50 de milioane de bucăți zi de zi. Deci ar putea să dea probabil 3 farfurii oricărui român care mai este încă în România. Da, și 99% din producție merge la export. Da. Ca o paranteză, v-ați gândit să vă internaționalizați? Ne-am gândit, dar ne este foarte greu pentru că momentan nu reușim să facem față tuturor cererilor din România. În momentul în care o să reușim să acoperim toată cererea din România, ne gândim. Am avut la un moment dat, am exportat 1000 de sticle de bere în Bulgaria. La o petrecere? Nu, era un festival de bere. Cu ce om de business din străinătate ai luat prânzul și evident ce l-ai întrebat-o? Cred că domnul de la Virgin mi se pare foarte interesant și eu mi-aș dori foarte mult să aflu de la el cum a reușit să îmbine profesionalul cu personalul, pentru că mie mi-este foarte greu să păstrez, să fiu în continuare și tatăl celor 3 copii pe care i-am și care îmi simt lipsa, sper că nu foarte mult, sper că nu atât de mult cât le simt eu lipsa. Și asta m-ar interesa, pentru că idei de business, citindu-i cărțile care sunt foarte interesante și foarte ușoare, găsești acolo și idei motivaționale. Dar așa, să-l cunoști personal. Richard Branson a fost în România, poate vom mai avea ocazia să-l revedem, dar într-adevăr, îi putem urmări speech-urile pe internet și cărțile sunt numeroase și sunt traduse inclusiv în limba română într-un număr foarte mare. Vorbim despre o criză a forței de muncă, în acest sens, care este angajatul pe care îl găsești cel mai greu sau îl recrutezi cel mai dificil în acest moment, pe care îl cauți ca antreprenor și este greu de găsit? Care este profilul lui? Cred că profilul pe care îl căutăm și de fapt pe care îl caută fiecare antreprenor este acela de om serios, om care face ce spune. Pentru că la ora actuală trăim într-o lume în care este foarte ușor să spui și să nu faci ceea ce ai spus. Și mai ales rețelele sociale ne demonstrează acest lucru. Cum era vorba aia, afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul, sau nu mai știu, chestii de genul ăsta. Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni par că nu sunt într-un final ceea ce se laudă că sunt. Vorbim tot mai mult despre mentorat și sunt tot mai multe astfel de proiecte care încurajează mentoratul. Dacă ar fi să alegi un mentor dintr-un anumit domeniu, un mentor pentru tine ca antreprenor, care ar fi acel domeniu? Și evident, de ce? Analiză financiară, pentru că mi se pare un aspect foarte important al unui business, acela de a vedea foarte clar unde lucrurile merg bine, unde costurile tale sunt ce trebuie și unde sunt pierderile tale, astfel încât să eficientizezi
fiecare proces, nu numai din procesul de producție, dar și din distribuție și din marketing. Adică, pe scurt, domne, merită să cumpăr acest biscuite de bar care o să mă coste atât și care este return of investment. Care este singurul lucru, cel mai important lucru pe care l-ai schimbat la ecosistemul antreprenorial din România? Cred că fiecare om care se apucă de business să fie conștient că prin muncă cinstită nu ai cum să ai niște profituri extraordinare în primii ani de viață ai business-ului. Și lucrurile acestea, profitul se clădește cu răbdare, cu multă muncă. Și tu ai renunțat la o firmă, la un job călduț într-o firmă. Așa este. Ne-am și cunoscut la un meetup al unei comunități care își propune să încurajeze corporatiștii, managerii, angajații, oamenii experimentați să facă pasul spre antreprenoriat. Și am discutat împreună acolo și am ajuns la concluzia că mentalitatea e importantă atunci când vrei să faci pasul acesta. Evident, e bine să ai și niște economii, să-ți pregătești acest exit, acest pas spre antreprenoriat. Am văzut mai devreme de la Laurențiu, de la partenerul tău de afaceri, de la cofondatorul Zăganu, cum a fost la el, cum a fost la tine, mai concret. Eu am lucrat în probabil unul dintre cele mai mari agenții de publicitate din România, Darcy, Saatchi & Saatchi, Mercury, Odyssey Communication. Și cred că în toți acești 14 ani în care am lucrat, ajunsesem la un nivel de saturare, la nivel de dezvoltare al proiectului. Adică nu cred că mai exista vreun proiect sau vreun tip de proiect pe care să-mi doresc să-l fi făcut. Și asta a fost unul dintre motivele care m-au făcut să-mi doresc să fac ceva pe cont propriu. Al doilea motiv a fost acela că uneori aveam impresia că I was getting too old for this shit și eram un fel de Cassandra în care spuneam că niște lucruri neplăcute se vor întâmpla și clienții mai tineri nu erau foarte încântați de ce vreau la 37 de ani cât aveam eu atunci, păream destul de bătrân în industria BTL-ului în care am profesat. Și atunci au fost mici bobârnace și mici șuturi în fund care m-au făcut ca din ce în ce mai mult să-mi doresc să nu mai fiu angajat. Recunosc că primii pași au fost acelea de a îmi face un business în același domeniu, dar pe cont propriu. Dar cunoscându-l pe Laurențiu, mi s-a părut mult mai bună ideea acestui business în producție. Discutam cu un antreprenor care a făcut un pas similar și mărturisea că atunci când a trecut înspre antreprenoriat, a simțit că a uitat tot ce a învățat, tot ce făcea în corporație și a simțit că a luat-o de la zero. Cum a fost la tine? Cât de mult au ajutat abilitățile dobândite ca angajat, ca manager, ca specialist? Eu cred că m-au ajutat foarte mult și cred, adică este ce cred eu, că ar fi bine ca orice om care dorește să facă o secțiune de antreprenor, să devină antreprenor, oricărui om i-ar prinde bine să lucreze câțiva ani într-o organizație care are niște reguli și o structură foarte bine pusă la punct. Chiar dacă uneori ne sperie procedurile și birocrația, ea n-a fost inventată degeaba. Folosirea excesivă dăunează, dar folosită niște limite decente și normale nu poate decât să ajute. Vorbim tot mai mult despre antreprenoriat. Crezi că e un lucru bun? E nevoie de mai mulți antreprenori? Ai văzut în jurul tău și alți foști corporatiști care au devenit antreprenori? Da, am prieteni care au mers și ei pe această direcție, nu în industria berii, dar în domenii diferite. Cred că ține foarte mult de fiecare în parte. La un moment dat am cunoscut un client care făcea parte din organizația clientului, dar era din Austria, și care lucra de 33 de ani în același loc de muncă. Era un austriac, vorbim de o țară în care n-a fost problema comunismului și a lucrurilor care au generat. Asta a fost alegerea lui. Deci, până la urmă, cred că fiecare om trebuie să analizeze. Cum spunea Laurențiu puțin mai devreme,
există foarte mulți microberari acum, aproape 30. Și am cunoscut câțiva dintre ei care ne-au spus, apoi eu vreau să fac chestia asta cu mult înaintea voastră. Nu mi-o spuneau să-mi reproșeze, ci să-mi spună, băi, foarte tare ce ai făcut. Poate că nici acum nu m-aș fi apucat dacă nu v-ați fi apucat voi. Și a fost un alt sentiment de mândrie și de recunoaștere a meritelor, a lucrurilor pe care le-am făcut. Pentru că e important când cineva din aceeași industrie îți vede meritele și ți le și validează într-un fel. Ați fost și sunteți trendsetteri, practic. Iată că și alții antreprenori iau naștere în această nișă a berii artizanale. Care este profilul acestor oameni care investesc în astfel de unități de producție? Majoritatea celor pe care le-am cunoscut sunt, inițial sunt berari. Deci ei sunt ceea ce se numesc homebrewers, adică au început de a-și face bere singuri acasă, în niște găleți de vopsea, dar foarte bine spălate, unde ies cantități între 20 și 30 de litri și care încet, încet au crescut și au trecut de la o găleată de plastic, au trecut la o găleată sau să zicem la o oală de inox și la niște tancuri de 50 de litri și au încet, încet producția a crescut și atunci și-au dat seama că pot trece la nivel mare, n-aș zice industrial, că nu e încă vorba. Să înțeleg că vorbim despre antreprenori foarte pasionați. Da. Sunt implicați în produs, în procesul de creare a produsului, în producție. Sunt oameni care știu fiecare moleculă de drojdie ce face în interiorul berii și fiecare frământ, grăunță de hamei. Și sunt oameni care de la asta au plecat. În zona aceasta de bere artizanală, piața a crescut. E clar că nu poate crește spectaculos. Cred că este un prag până la care puteți ajunge. Care ar fi acela, în opinia ta? Există limite pentru această nișă? Cât de mult se poate duce această piață mai înspre mainstream? Cât de mult poate ajunge către consumatorul mediu, către publicul larg? În ultimii ani, de fapt anul trecut și anul ăsta, au apărut foarte multe festivaluri de bere artizanală. Marile orașe, Clujul, Sibiu, Timișoara, Iașu, Constanța, organizează astfel de festivaluri la care noi dorim să participăm pentru că vrem să promovăm ideea de bere artizanală. Ne dorim foarte mult ca oamenii să ajungă la noi și să guste, că până la urmă trebuie făcut un sampling, dacă astfel încât oamenii să ajungă la bere artizanală. Mergând la prima parte a întrebării, mie este foarte greu să fac o estimare. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, unde bere artizanală, segmentul de bere artizanală a început acum vreo 40 de ani, s-a ajuns, din câte știu eu, în 2016 la o cotă de piață de vreo 22%. Dar ei acolo au fabrici de bere pe care le consideră artizanale și care, din punct de vedere al volumelor, concurează cu fabricile marilor producători de aici din România. Deci e o altă... Acolo bere artizanală ține nu doar de producții, de ingredientele folosite, ține și de acționariat, adică sunt mai mulți factori care intervin. Cât despre piețele din Europa, care te-a atras, de unde te-ai inspirat? Am văzut în piețele scandinave, înțeles scandinave, câteva branduri frumoase de bere artizanală. Ție ce ți-a plăcut și sunt curios dacă vă inspirați și din Europa. Ne inspirăm din Europa. Ideea următoare. Există două tipuri mari de beri și de acolo variațiuni din aceste două tipuri. Există lagărurile și ale-urile. Diferențele sunt date de drojdia care este folosită. În afară de Germania, Cehia și țările apropiate, Polonia, România, Ungaria, celelalte țări au mers foarte mult pe partea de ale. Ale-urile sunt niște beri mult mai aromate, mult mai parfumate și care sunt și mai ușor de făcut. Ca să faci un lager, respectiv un pils, e mult mai complicat, trebuie să fii mult mai atent, neînsemnând că la ale-uri nu e nevoie. Și atunci, segmentul ăsta de bere artizanală în România a crescut foarte mult pe ramura de ale-uri. Și atunci, din punctul nostru de vedere, inspirația este ca nivel de dezvoltare din piața englezească. Dar ca și tipuri de beri, ne-am inspirat mai mult din partea germană. Ce
alte tendințe ai văzut în această piață, mai ales în piața românească, în ceea ce privește consumul, și sunt curios care este profilul clientului vostru. Ca și comportament, ca status social, ca timp liber, ca venituri. Cu siguranță venituri peste medie și sunt oameni care își doresc foarte mult să experimenteze lucruri noi. Și de aceea ăsta e unul dintre avantaje și de asta cred că piața va crește, pentru că lumea va dori să încerce cât mai multe tipuri de beri. Orice fabrică de bere nu își poate permite să aibă concomitent un număr, nu știu, 20-30 de beri în același timp pe piață. Poți să ai 20-30 de tipuri de beri, dar niciodată concomitent. Sau nu acum, poate că în viitor se va întâmpla. Motivul fiind destul de simplu, capacitatea de producție destul de mică și sunt niște timpi foarte clari de producție, de fermentare, respectiv de maturare. Am văzut în piața de bere că marile multinaționale, recunoscute datorită brandurilor de bere industrială, au început să investească pe nișa în care voi activați și ați dat tonul pieței în ultimii 5 ani. Cum vedeți această competiție? A fost un alt lucru care ne-a măgulit atunci când am văzut că mari producători au început să facă beri nepasteurizate sau să reînvie branduri românești de mult uitate și care au fost la un moment dat niște locomotive în ceea ce privește consumul de bere în România. Ați crescut în ultimii ani ca cifre de afaceri și ca angajați. Anul acesta vorbim despre o creștere cu două cifre în continuare. Care sunt planurile? Nu cred că o să fie o creștere cu două cifre și aici apare un argument foarte administrativ, acela al garanțiilor și al capitalelor sociale pe care o firmă care produce peste 5.000 de hectolitri trebuie să le plătească. Sunt niște sume care pe noi ne sperie. Concret? În ce constă? Garanția pe care trebuie să depună o firmă este de 238.000 de lei. Wow! Foarte mult! Da, este o sumă în condițiile în care e aceeași garanție pe care o plătești fie că produci 5.000 un hectolitru sau 199.999. Aici, poate, cu ajutorul asociației pe care am înființat-o, o să reușim să îi facem să gândească corect partea asta de taxe și de impozite. E important să vă asociați, asta o știm și din ceea ce face piața berii în ansamblu ei, mă refer la reprezentarea marilor producători de bere și din experiența mea, pentru a avea un dialog cât mai eficient cu instituțiile publice, este sănătos să investiți în formele asociative și să vă implicați. În ce stadiu sunteți cu asociația și care sunt obiectivele? Aveți membri? Avem, deocamdată sunt doar membri fondatori, dar fiind asociația a fost înființat oficial de câteva săptămâni, deci avem toate actele și tot ce avem nevoie. Momentan, acum scopul nostru este să promovăm berea de calitate. Membrii asociației vor fi cei care produc exclusiv pe teritoriul României. În fine, mai există niște detalii sub 200.000 de hectolitri pe care probabil că nimeni nu o să-l atingă, dar am zis, ne-am amuzat la un moment dat, am zis că va părea interesant această cifră să ne motiveze. În total sunt 30 de producători pe care îi țintiți? Nu, în momentul ăsta nu știu. Numărătoarea mea oficială s-a oprit la vreo 22. Recunosc că nu mi-am mai făcut temele să îi verific pe toți, dar acum că asociația are undă verde din partea autorităților, ne vom pregăti mai temeinic. E bine că vă implicați în acest sens, că vreți să coagulați industria din care fac parte doar antreprenorii de România. Asta înseamnă că vă preocupă și înțelegerea ecosistemului antreprenorial din România. Prin ecosistem antreprenorial înțeleg mai ales antreprenorii, ei sunt în centru, dar dacă ne uităm și la alte părți de interes direct interesate de antreprenoriat, aș începe cu statul, cu guvernul, cu instituțiile publice, m-aș uita evident la finanțatori, la asociații de business, la ONG-uri. Așa că îți propun să vorbim despre cum putem încuraja antreprenoriatul, cum putem crește numărul de startup-uri,
dar și cum putem evolua în ceea ce privește antreprenorii deja existenți. Avem nevoie de cât mai multe scale-up-uri ca voi, ca Zăganu. Și îți propun să alegem trei subiecte, trei domenii asupra cărora să ne concentrăm în câteva minute, acum pe finalul emisiunii Antreprenori de România. Cu ce să începem? Cu accesul la finanțare, cu birocrația, cu educația? Astea sunt probabil trei dintre cele mai importante praguri de care se lovește un antreprenor. În primul rând este finanțarea, pentru că deși există la ora actuală campania rebăncilor care spun că vor să ajute startup-uri, din experiența noastră nu este chiar 100% adevărat. Și mi-aș dori ca sloganurile care apar pe postere și pe bannere și pe outdoor-uri în orașe să fie valabile 100%, nu să existe un asterix mic și de fapt să trebuiască să ai mai mult de un an sau bilanțuri sau alte lucruri de genul acesta, pentru că băncile sunt o sursă, în continuare o sursă destul de importantă de finanțare, nu doar în România, deși am fost la un moment dat la un training și am înțeles că există vreo 13 modalități de a te finanța și de unele nici nu auzisem. Normal, am auzit de business angels, surse proprie, le-am trăit pe pielea mea. Și nu-mi dau seama cum poate fi încurajat genul ăsta, adică cum poți să te duci tu la o bancă și să-i spui ok, tu ai dreptate că n-am un an de zile, dar uite ideea mea. Pentru că, până la urmă, fiecare bancă are un program foarte clar în care bagă niște cifre și dacă cifrele sunt cu roșu, probabil că îți dau un telefon politicos și spun că nu te califici. Dacă ies cu albastru, o să urmeze niște negocieri. Într-adevăr, băncile nu se uită la startup-uri, totuși au început să-și îndrepte atenția în ultima perioadă, dar există alte tipologii de finanțatori, mai degrabă de investitori. În opinia mea sunt mulți bani în piață anul acesta, avem tot mai mulți investitori interesați inclusiv de zona de pre-seed, dar mai ales de zona de seed și evident investitori interesați de firme în creștere, cum sunteți și voi. Ați discutat la un moment dat cu potențiali investitori? Momentan nu. Deci până acum n-ați discutat deloc? Nu, nu. E ca în, nici cei nu ne-au sunat pe noi, dar nici noi nu i-am sunat pe ei. Cam, pentru că momentan am vrut să mergem, am crezut în creșterea asta naturală pe care care ne-a ajutat și cu care ne-am înțeles bine. Adică n-am avut nevoie de niște fluctuații de 50-70%, pentru că noi am fost mulțumiți cu acest 15, cred 20 au fost cam în fiecare an. Pe lângă finanțare, ai vorbit despre a doua zonă care e importantă pentru a îmbunătăți ecosistemul antreprenorial și anume birocrația. Știu că e foarte greu să-ți faci o unitate de producție de bere artizanală. Durează un an de zile sau mai mult? Nouă ne-a luat 8 luni de zile, dar ascultând poveștile altor microberari, încep să cred că noi de fapt am fost cei norocoși. Nu e mult? Adică nu staie din apetitul antreprenorial? Este foarte mult. Noi am depus actele în martie și autorizația a ieșit la sfârșitul septembrie. Ceea ce ne-a lăsat tocmai când sezonul de bere se termina și a fost foarte important pentru că noi în lunile de iarnă plătim salarii și un angajat nu înțelege, auzi, știi ce, o să-ți dau eu acum 50% din salariu și la vară o să-ți dau mai mult, proporțional. Și a trebuit, atunci am strâns un pic destul de tare cureaua și au fost niște momente, uneori, nu disperare, dar erau destul de neplăcute când ne uitam în pușculiță sau în cont și vedeam că nu prea sunt bani și se apropia chiria, se apropia, nu zic scadența de materii prime, că pe astea trebuie să le plătim la început 100% integral în avans. Mi-e evident, ascultându-te, că debirocratizarea trebuie să evolueze pentru a reduce birocrația. E o barieră mare de intrare. Este, da. Eu cred că o să se întâmple. Eu am o părere, nu foarte bună, dar am o părere destul de bună de ce se întâmplă în țara asta. Chiar dacă majoritatea știrilor sunt cu lucruri neplăcute, eu uitându-mă am încredere foarte mare și am noroc că am un prieten care vine odată la 5 ani și în România.
prieten care locuiește în... Locuiește în străinătate, da, în America. Și vine odată la 5 ani. Și zice, voi nu vă dați seama cât de mult a evoluat Bucureștiul. Că vine în București și se mai duce prin diverse, mai vizitează prin România niște lucruri, locuri. Și îmi spune, nu-ți dai seama, ok, eu te înțeleg cu aglomerația, dar asta poate fi rezolvată. E normal, când o mașină devine mai ieftină, e normal să cumpere mai mulți oameni sau când salariile cresc. Și atunci e normal să apară acest lucru, da? Eu am credere destul de mare în lucrurile care s-au întâmplat și care cred că se vor mai întâmpla. Doar că nu se întâmplă la viteza pe care ne-o dorim noi. A treia zonă prioritară, ai spus mai devreme, este educația antreprenorială. Dacă ai fi decan, rector, profesor, ministru, om relevant în zona educației, ce ai face pentru a îmbunătăți, pentru evoluarea? Cred că din liceu ar trebui să apară niște cursuri sau niște ore de educație, nu mă refer bancară, ci de cum să înveți să-ți gestionezi banii, pentru că noi nu știm chestia asta. Și, ok, părinții noștri știu că aveau ceea ce se numea la un moment dat, cred că CRE, sau se adunau 12 oameni, puneau câte 100 de lei și în fiecare lună fiecare lua acei bani. Lucru care acum nu mai e posibil și datorită migrației forței de muncă. Pe vremea aia lumea stătea la locul de muncă, era foarte clar. Adică eu în timpul școlii văd, nu știu dacă în clasa 12, că în clasa 12 mulți se gândesc la alte lucruri, se concentrează pe bacalaureat, pe admitere la facultate, dar în clasa 11 ar trebui făcut niște cursuri de educație, nu știu, financiară, cred. Pentru că având conștiința banilor, în momentul ăla îți dai seama că poți sau nu poți să faci mai mult. Pentru că atunci când ești angajat, e destul de complicat. Ok, faci niște ore suplimentare, vii sâmbătă, vii duminică, dar organismul, la un moment dat, ajunge la o saturație și trebuie și lui niște pauze. Ultima întrebare la Antreprenori de România, Alexandru, este despre finanțe, despre creșterea voastră. Ce anume te preocupă pentru următoarea perioadă? Vine vara, o perioadă în care veți avea mai multă activitate, sunteți pregătiți. Ce te preocupă ca antreprenor pentru următoarele luni? Ne dorim foarte mult să livrăm cât mai multă bere de calitate tuturor clienților noștri. Asta e preocuparea mea numărul 1. E greu? Este și nu este. Pentru că lumea, deși e un produs care se bea foarte ușor și nu este deloc ușor să faci bere. Este poate printre cele mai grele produse care se consumă la ora actuală la nivel atât de larg. Și asta pune foarte multă presiune pe noi acolo la fabrică. Și ăsta este lucru care mă preocupă cel mai mult. Vă mulțumesc pentru prezența la Antreprenori de România. Mulțumim că ne-ați găzduit aici în locația care vinde bere artizanală în centrul capitalei. Vă urez mult succes în procesul acesta de creștere. Felicitări pentru că sunteți Antreprenori de România. Mulțumim și noi.